Bine v-am regăsit la un nou curs de termodinamică, un curs foarte important, mai ales pentru cei pe care interesează în primul rând rezolvarea problemelor. Este vorba despre legile gazului ideal. Legile gazului ideal descriu transformările de stare pe care le poate suferi un gaz și se numesc ale gazului ideal pentru că descriu comportarea gazelor reale doar în domeniul de presiuni și temperaturi în care acestea se comportă ca un gaz ideal. Acest domeniu de presiuni și temperaturi în care un anumit gaz se comportă ca un gaz ideal este specific fiecărui gaz. Deci depinde de gaz, dar în principiu este vorba despre temperaturi nu prea joase și presiuni nu prea mari. Dacă vrem să fim siguri că rămânem în domeniul de aplicabilitate al legilor gazului ideal, atunci astea două sunt grijile pe care trebuie să le avem, să nu fie presiunea foarte mare și să nu fie temperatura foarte scăzută. Dar, repet, fiecare gaz are domeniul lui de presiuni și temperaturi în care i se pot aplica legile gazului ideal. Mai trebuie precizat faptul că legile gazului ideal se pot aplica doar sistemelor termodinamice închise. Deci numai dacă nu se schimbă masa gazului sau numărul de moli. Dacă sistemul termodinamic schimbă substanță cu exteriorul, nu mai putem aplica legile gazului ideal. Termodinamica este o știință experimentală și asta înseamnă că legile gazului ideal au fost găsite prin experimente și măsurători. De aceea este bine ca și cei care vor să găsească legile gazului ideal să procedeze în același fel și de aceea am descris pentru fiecare transformare un dispozitiv experimental care poate fi folosit la deducerea experimentală a legii respective. Pentru că parametrii folosiți în termodinamică de cele mai multe ori pentru a caracteriza starea unei anumite mase de gaz sunt volumul, presiunea și temperatura, înseamnă că vom avea trei transformări simple ale gazului ideal, așa se numesc. Transformările simple sunt cele în care unul dintre parametrii nu se modifică. Adică vom avea o transformare în care nu se modifică volumul și care se numește transformarea izocoră, o transformare în care nu se modifică presiunea și care se numește transformare izobară și o transformare în care nu se modifică temperatura și care se numește transformare izotermă. Și apoi, în afară de transformările simple, mai avem și transformarea în care se modifică toți trei parametrii gazului și care se numește transformare generală. După ce le notăm, aceste transformări le vom studia pe rând. De acum încolo vom considera că gazele despre care discutăm azi sunt gaze ideale și nu gaze reale. Prima transformare simplă despre care vreau să vorbim este transformarea izocoră. Într-o transformare izocoră, volumul este constant. Și asta înseamnă că parametrii care se pot schimba sunt presiunea și temperatura. Volumul trebuie să rămână același dacă vreau să am o transformare izocoră. Dacă volumul este constant, înseamnă că dispozitivul experimental poate să fie foarte simplu. De pildă, așa cum vedeți aici, poate să fie vorba despre o butelie căreia i-am atașat două aparate de măsură, un termometru și un manometru. Și în felul ăsta
pot să găsesc perechi de valori, presiune, temperatură. Adică pot să văd la diferite temperaturi cât este presiunea. Și dacă îmi notez astfel de perechi de valori, presiune, temperatură, temperatură deocamdată exprimată în scara Celsius, voi observa că atunci când temperatura crește, crește și presiunea, și atunci când temperatura scade, scade și presiunea. Iar dacă voi reprezenta mai multe astfel de perechi de valori pe un grafic în care apar presiunea funcție de temperatură, atunci pe grafic voi observa, așa cum se vede, că punctele care reprezintă perechile de valori presiune-temperatură se găsesc pe o dreaptă, sunt coliniare. Iar dacă voi desena această dreaptă până unde intersectează axa temperaturii, pentru că există un punct de intersecție între această dreaptă și axa temperaturii, voi vedea că temperatura corespunzătoare punctului de intersecție este minus 273,15 grade Celsius. Și asta ar însemna că atunci când temperatura ajunge la valoarea minus 273,15 grade Celsius, în butelie nu mai este presiune. Gazul nu mai produce presiune. Și asta se explică prin faptul că la această temperatură, agitația termică a moleculelor dispare, moleculele nu se mai mișcă, nu mai au energie cinetică, și asta înseamnă că ele nu mai lovesc pereții buteliei ca să producă ceea ce numim presiune. Și asta mai înseamnă că minus 273,15 grade Celsius este cea mai joasă temperatură posibilă. Pentru că presiunea a ajuns la zero. Ori presiunea nu poate să fie mai mică decât zero. Nu există presiuni negative. Deci, transformarea izocoră ne arată că în scara Celsius, presiunea variază liniar cu temperatura. Expresia analitică a dreptei pe care o vedeți în grafic este P egal cu P0 pe lângă 1 plus alfa T, unde P este presiunea la temperatura T mic, P0 este temperatura din butelie la 0 grade Celsius. Iar alfa, coeficientul temperaturii, are valoarea 1 supra 273,15 grade Celsius și se numește coeficientul termic al presiunii. Scrisă sub această formă, această ecuație se numește legea transformării izocore în scara Celsius, sau scrisă în scara Celsius, sau pentru scara Celsius, sau legea lui Charles scrisă în scara Celsius. Vom nota imediat aceste lucruri. Și acum, ideea lui Kelvin. Care a fost ideea lui Kelvin? Kelvin a propus să alegem ca zero această temperatură de minus 273,15 grade Celsius. Și obținem în felul ăsta ceea ce azi numim scara Kelvin de temperatură. Acolo unde aveam minus 273,15 grade Celsius, acum avem 0 Kelvin. Dacă reprezentăm într-o astfel de scară de temperatură graficul nostru, atunci el arată așa. Ceea ce s-a întâmplat este că axa presiunii s-a mutat cu 273,15 grade Celsius sau Kelvin spre stânga. Și acum observăm că avem o relație foarte simplă de proporționalitate între presiune și temperatura măsurată în scara Kelvin de data asta. Și asta înseamnă că putem să scriem P supra T este constant. Și scrisă sub această formă este din nou legea lui Charles sau legea transformării izocore,
dar de data asta în scala Kelvin. Și după cum vedeți, legea transformării izocore are o formă mai simplă în scala Kelvin decât în scala Celsius. Și ăsta este unul dintre avantajele utilizării scării absolute de temperatură. Să notăm aceste lucruri. A doua transformare simplă despre care vreau să vorbim este transformarea izobară. Într-o transformare izobară, presiunea este constantă. Ceea ce înseamnă că parametrii care se pot modifica în timp sunt volumul și temperatura. Pentru a studia o astfel de transformare de stare a unui gaz, putem folosi dispozitivul experimental pe care îl vedeți în acest desen și trebuie să vă spun că această ilustrație este luată dintr-un vechi manual de fizică care arată așa și care a fost tipărit în 1992 și are ISBN 973301893-7 în care puteți găsi teoria cinetico-moleculară, termodinamică, curent continuu și elemente de magnetism. Cât despre dispozitivul experimental, după cum vedeți, este alcătuit dintr-un balon de sticlă în care se găsește un gaz, scufundat în apă, deci care se găsește într-o baie de apă, pentru că în felul ăsta putem să variem temperatura aerului din balon într-un mod controlat și măsurabil. Pentru că dacă modificăm încet temperatura apei, atunci tot timpul gazul din balon va avea aceeași temperatură cu apa. Și măsurând temperatura apei, vom ști ce temperatură are gazul din balon. Balonul este închis cu un dop și prin dop trece un tub de sticlă, după cum vedeți, îndoit la 90 de grade, iar pe porțiunea orizontală a tubului de sticlă, avem o picătură de lichid. Cel mai bine este să fie mercur, pentru că mercurul se evaporă foarte, foarte greu în condiții normale de presiune și temperatură. Ceea ce se va întâmpla este că atunci când încălzim gazul din balon, picătura se va deplasa spre dreapta, ceea ce ne arată că gazul își mărește volumul, iar dacă răcim gazul din interiorul balonului de sticlă, atunci picătura se deplasează spre stânga, ceea ce ne arată că volumul scade. Acum, întrebarea este de unde știm că această transformare este izobară, că presiunea aerului din balonul de sticlă rămâne constantă, nu se schimbă în timp. Să ne gândim la tubul orizontal în care avem picătura de lichid. Presiunea în stânga picăturii de lichid este tot timpul egală cu presiunea din dreapta. De ce? Pentru că altfel picătura de lichid n-ar fi în echilibru. Ea se deplasează până când este în echilibru, asigurând ca presiunea din stânga ei, care de fapt este presiunea din balon, presiunea gazului pe care îl studiem, să fie tot timpul egală cu presiunea din exterior, care e constantă, este presiunea atmosferică. Deci acest sistem prin care permitem unui gaz să-și modifice volumul, dar deplasând o picătură de lichid într-un tub orizontal deschis la capătul celălalt, asigură faptul că transformarea de stare care are loc este izobară. Pentru că, repet, presiunea din vasul care conține gazul pe care îl studiem va fi tot timpul egală cu presiunea din exterior, adică va fi constantă. Dacă ne notăm mai multe perechi de valori
volum, temperatură, atunci vom observa, așa cum am spus, că volumul depinde de temperatură și anume crește atunci când crește temperatura și scade atunci când scade temperatura. Și dacă reprezentăm într-un grafic de data asta volum, funcție de temperatură exprimată în scara Celsius, sunt mai multe perechi VT, atunci vom obține pe grafic, așa cum vedeți, niște puncte care din nou sunt coliniare. Se găsesc toate pe o dreaptă. Și din nou, dreapta respectivă, așa cum vedeți aici, intersectează axa temperaturii la minus 273,15 grade Celsius, ceea ce înseamnă că la această temperatură volumul ar deveni zero. Deci, volumul unui gaz ideal răcit până la minus 273,15 grade Celsius devine zero. Pentru că volumul nu poate să fie mai mic decât zero, nu există volum negativ, din nou tragem aceeași concluzie că minus 273,15 grade Celsius este cea mai joasă temperatură posibilă. Expresia analitică a dreptei din grafic este V egal cu V0 pe lângă 1 plus alfa T, unde V este volumul la temperatura T mic, V0 este volumul gazului din balon la 0 grade Celsius și alfa are din nou valoarea 1 supra 273,15 grade Celsius. Exact cum era și în cazul transformării izocore. Și această ecuație poartă numele de legea transformării izobare, de data asta, în scara Celsius, sau pentru scara Celsius, se mai numește și legea lui Gay-Lussac. O să notăm imediat aceste lucruri. Dacă folosim și aici ideea lui Kelvin de a pune 0 la minus 273,15 grade Celsius, adică la cea mai joasă temperatură posibilă, atunci obținem ceea ce numim scara Kelvin și într-o astfel de scară de temperatură, graficul arată așa cum vedeți acum. Adică axa volumelor s-a deplasat spre stânga cu 273,15 grade. Și aici din nou se observă că avem o relație de proporționalitate între volum și temperatura exprimată în scara Kelvin. Ceea ce înseamnă că putem să scriem V supra T mare este constant. Și această ecuație se numește legea transformării izobare în scara Kelvin. Sau legea Gay-Lussac pentru scara Kelvin. Să notăm și aceste lucruri. Am ajuns la ultima transformare simplă a gazului ideal, transformarea izotermă. O astfel de transformare are loc atunci când temperatura este constantă. Dacă temperatura este constantă, înseamnă că parametrii care se pot modifica și se modifică sunt presiunea și volumul. Putem să studiem o astfel de transformare de stare folosind un cilindru cu un piston, așa cum vedeți în desen. Pistonul este acționat de o forță variabilă. Noi putem să mărim sau să micșorăm forța respectivă și în felul ăsta mărim sau micșorăm presiunea din interiorul cilindrului, presiunea gazului din interiorul cilindrului. Este foarte important ca cilindrul
să permită un schimb ușor și rapid de căldură cu exteriorul, în așa fel încât gazul din interior să fie în echilibru termic cu exteriorul. Și asta ne asigură că temperatura lui va fi tot timpul egală cu temperatura din exterior, adică ne asigură de faptul că vom avea o transformare izotermă. De fapt, ca să fim siguri de asta, modificăm treptat presiunea, în așa fel încât comprimarea gazului sau destinderea gazului să nu ducă la o încălzire, respectiv o răcire a gazului. Adică avem grijă să producem niște transformări foarte lente pentru ca, repet, gazul din interior să aibă tot timpul aceeași temperatură cu exteriorul, adică să avem transformări izoterme. Și de data asta putem să ne notăm perechi de valori, presiune, volum. Și vom observa că dacă mărim presiunea, scade volumul. Dacă micșorăm presiunea, crește volumul. Iar dacă reprezentăm grafic, de data asta într-o diagramă PV, aceste perechi de valori, vom observa că punctele corespunzătoare perechilor de valori se găsesc pe o hiperbolă echilateră, așa cum vedeți în acest desen. O hiperbolă echilateră este o hiperbolă care tinde asimptotic spre ambele axe. Și avem acest grafic care ne arată că presiunea și volumul sunt invers proporționale. Ceea ce înseamnă că putem să scriem că P ori V este constant. Și această ecuație este legea transformării izoterme sau legea Boyle-Mariot. Pentru rezolvarea problemelor, sigur că vom scrie P1V1, adică parametrii corespunzători unei anumite stări, produsul lor este egal cu P2 ori V2, adică produsul parametrii corespunzători altei stări. Din grafic putem deci observa că presiunea și volumul într-o transformare izotermă sunt invers proporționale. Chiar puteți să vedeți aici, în acest grafic, cum, pentru că presiunea a crescut de două ori, volumul a scăzut de două ori. Dacă facem același lucru, adică repetăm experimentul, dar la o altă temperatură, atenție, temperatura va rămâne din nou aceeași tot timpul, pentru că vrem să avem o transformare izotermă, dar va fi alta. Repetăm experimentul într-o zi mai caldă și atunci temperatura este mai mare decât ieri, dar rămâne constantă în tot timpul experimentului, atunci vom obține un alt grafic care va avea tot formă de hiperbolă echilateră, dar dacă temperatura este mai mare decât temperatura inițială, atunci hiperbola va fi mai departe de origine, așa cum este cea roșie din acest desen față de cea neagră, iar dacă atunci când repetăm experimentul, temperatura este mai scăzută decât a fost inițial, atunci obțin o hiperbolă care este mai aproape de originea axelor, așa cum este cea albastră din acest desen. Acum să vorbim despre transformarea generală. Ca să deducem legea transformării generale, ne imaginăm că trecem dintr-o stare pe care să o notăm cu 1, caracterizată de parametrii P1, V1, T1 și care pe grafic este reprezentată aici,
într-o stare, să notăm cu 2, caracterizată de parametrii P2, V2, T2. Adică, după cum vedeți, toți parametrii s-au schimbat. În starea a doua, toți parametrii sunt diferiți de valorile pe care le aveau în starea întâi. Dar facem acest lucru, această trecere, în două etape. Întâi, realizăm o transformare izocoră până când ajungem în starea 1', și apoi realizăm o transformare izobară pentru a ajunge în starea finală. Deci trecem prin starea 1', care are parametrii P2, volumul V1 și temperatura T'. Nu știm cât este temperatura în starea 1'. Și acum să scriem legile transformărilor care au loc. Întâi, pentru transformarea izocoră de la 1 la 1', într-o transformare izocoră, legea este P supra T egal constant. Ceea ce înseamnă, pentru cazul nostru, P1 supra T1, pentru starea întâi, trebuie să fie egal cu, pentru starea 1', avem P2 supra T'. Și acum, pentru transformarea 1'2, care este o transformare izobară, după cum se vede pe grafic, legea transformării izobare este V supra T constant. Și asta înseamnă că vom avea așa, pentru 1', V1 supra T' este egal cu, pentru starea a doua, V2 supra T2. Și acum, dacă veți elimina temperatura T' din aceste două relații, de pildă o exprimați din prima și o înlocuiți în a doua, veți găsi următoarea relație. P1 ori V1 supra T1 este egal cu P2 ori V2 supra T2, care se numește legea transformării generale sau ecuația Clapeyron-Mendeleev, se mai numește. Deci, atunci când toți parametrii își schimbă valorile, avem această ecuație care ne permite să găsim un parametru dacă îi știm pe ceilalți. Ecuația Clapeyron-Mendeleev se poate scrie în felul următor. P ori V supra T, adică o stare oarecare a unui gaz în care parametrii au valorile P, V, T, este egal cu P0 V0 supra T0, adică parametrii corespunzători condițiilor normale. P0 fiind, deci, presiunea de o atmosferă, T0 temperatura normală, iar V0 fiind volumul pe care îl ocupă gazul în condiții normale de presiune și temperatură. Voi începe cu ultimul. Acest volum V0 se poate scrie numărul de moli înmulțit cu volumul molar. Pentru că un mol de gaz ocupă în condiții normale de presiune și temperatură volumul molar. Și atunci dacă am nu moli, atunci volumul ocupat de gazul meu în condiții normale va fi produsul dintre numărul de moli și volumul molar. Asta înseamnă că pot să scriu în continuare P ori V supra T este egal cu P0 este 101.325 de newton pe metru pătrat, presiunea atmosferică normală. V0 este numărul de moli înmulțit cu volumul molar. Dacă lucrăm în sistemul internațional, trebuie să lucrăm cu cantitatea de un kilomol și atunci volumul molar este 22,4 metri cubi pe kilomol. Și o să scriu și pe nu imediat. Supra T0, 0 grade Celsius, dar trebuie să lucrăm în Kelvin,
Deci 273,15 Kelvin și totul înmulțit cu numărul de moli. Ei, ceea ce avem aici are o valoare constantă. Și dacă facem calculele, vom găsi acea valoare. Constanta se numește constanta generală a gazelor, se notează cu litera R și are valoarea aproximativă 8314,5 Joule pe kilomol Kelvin. Deci se numește constanta generală a gazelor. Și asta înseamnă că ecuația noastră se poate acum scrie în felul următor. P ori V, produsul P ori V, este egal cu nu ori R ori T. Și scrisă în acest fel se numește ecuația termică de stare. Sau se mai numește ecuația Clapeyron-Mendeleev pentru o anumită cantitate de substanță. Și este foarte, foarte importantă. Este una dintre cele mai importante ecuații din termodinamică pentru că leagă parametrii între ei. Presiunea, volumul, temperatura și numărul de moli. Dacă știu 3 din 4, îl pot calcula pe al 4-lea. În final, vreau să mai spun că ecuația Clapeyron-Mendeleev se poate scrie și folosind scara Celsius. Atunci ea are expresia P ori V este egal cu P0 ori V0 pe lângă 1 plus alfa T. Și acum știți ce este alfa, iar T mic este temperatura exprimată în scara Celsius. În cursul următor de termodinamică vom discuta despre principiul întâi al termodinamicii. La revedere!